자, 손 잡아, 잘 좀 쳐. Tu zgram, mă, tine ne simți. Mergi cu căruța pe aici și îmi sunt pe filmat. Ce aveți acolo? Am mai avut și niște stăduri la niște barăci. E mai mult în treaba. Și să nu trece pe gârlă, zic o lor rep, de pe șosea pe aici. Bine să facem. Da, a făcut bine. La ora asta, cu căruța, s-a făcut. Dar nu, ca să spui, să nu trebuie pe la vreo 12 minute. Gata? Nu, de bun vă spui, dar bun, nu. Ăla nu prea care și-a dat. Unde e aia? 0339. 0339? Da, nu am luat permisul. Hai, mă. Îți-a pus govine la cal.
Uitați-vă la o parte. Primele cercetări a rezultat faptul că autoturismul marca Ford, la volanul căluia se afla un bărbat în vârstă de 65 de ani, ce se deplasa din direcția Brăila către Buzău, a intrat în coliziune față-spate cu un atelaj Hippo nesemnalizat. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a 3 persoane.